Inspectorul Direcției de Finanțe Argeș, care a fost surprins că se uita la filme porno în timpul serviciului, a fost concediat. Ancheta disciplinară pentru încălcarea codului deontologic a durat aproape o lună. Administrația județeană a finanțelor publice Argeș va aplica orice măsuri necesare pentru asigurarea respectării normelor etice de către toți funcționarii publici de respect și disciplină, atât în relațiile cu contribuabilii, cât și în cadrul instituției în care aceștia își desfășoară activitatea, astfel încât să păstreze neștirbită autoritatea instituției pe care o reprezintă, a declarat Anca Banu, purtător de cuvânt al Direcției de Finanțe Argeș. Tir de Argeș a difuzat în premieră imaginile în care un angajat din cadrul administrației județene a finanțelor publice Argeș urmărea filme porno în timpul programului. Evenimentul s-a petrecut la ghișeul în matriculări autofinanțe al primăriei Mioveni. Ulterior s-a aflat că omul în cauză este inspector la fisc și se află într-un control la Mioveni.